Imediat după Marea Unire de la 1918, România interbelică a cunoscut o uriașă trezire spirituală prin mișcarea Oastea Domnului. Dacă elitele urbane erau dedicate și fascinate de științele profane venite din Occident, cum ar fi istoria, filozofia, matematica, fizica sau biologia, în satele pline de oameni credincioși s-au ridicat lideri care au avut experiența personală a întâlnirii cu Dumnezeu, între aceștia și părintele Iosif Trifa. Ca și teologul sibian Dumitru Stăniloae, fondatorul mișcării Oastea Domnului a lăudat capacitatea țăranului român de a trăi prietenia cu Isus. Un asemenea țăran absolut nobil a fost poetul Traian Dorz, născut în livada Beiușului. Cuvintele sale au atins milioane de inimi. Într-o lume bulversată de păcat și răvășită de ideologii totalitare, precum nazismul și comunismul, ostașii lui Traian Dorz au redescoperit sfințenia, poezia și cântarea. Traian Dorz a fost un transilvanean modest, discret și bun. A trăit frugal, cunoscând binefacerile postului, bucuria rugăciunii neîncetate sau lectura biblică, dar și farmecul psalmodierii. Viața lui a strălucit prin bucuriile credinței, prin farmecul cumințeniei și nestematele înțelepciunii. Experiența persecuției, a temniței și a marginalizării l-au făcut să-și fortifice caracterul. Ca orice om de treabă, Traian Dorz a fost iubitor de simplitate. El nu confunda însă puținătatea cu mizeria, gospodărindu-și casa. Pentru țăranul român, de fapt, tot ceea ce e prea mult strică. Traian Dorz a fost un om al pământului, dar și un poet al cerului. Glasul său a rostit tainele vieții într-un mod simbolic care asigură întâlnirea dintre văzut și nevăzut. Precum sculptura lui Brâncuș, poezia lui Traian Dorz esențializează verbul. El evită barocul formelor exterioare care obosesc, care apasă și îndepărtează sufletul de adevărul străveziu al lucrurilor. Născut într-o civilizație agrară, la început de veac 20, Traian Dorz s-a lăsat impregnat de credința primilor ucenici și apostoli ai lui Iisus Hristos. A trăit într-o lume a rânduielilor și a ritualurilor, a simbolurilor sacre și a tradițiilor. Creștinismul său a fost un creștinism cosmic, așa cum îl dorea și Mircea Eliade, în care natura oglindea lucrarea proniei cerești. Traian Dorz a fost un matinal. Se trezea de vreme la cântatul cocoșilor. El știa că omul gospodar trebuie să fie mereu prins într-o lucrare. Primăvara se pun răsadurile, vara muncești pământul și lupți cu dăunătorii, toamna culegi roadele, iar iarna te poți odihni. În copilărie, Traian Dorz umbla desculț prin iarba înrourată după primul licăr de lumină. A contemplat așadar, sub lumina soarelui, lucrările lui Dumnezeu. A iubit însă și biblioteca, citind cu nesaț din Sfânta Scriptură, cartea de mare preț a neamului românesc. În epistola către Efeseni, apostolul Pavel spune că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, adică poemul lui. Însăși viața lui Traian Dorz a fost un asemenea poem. Ea s-a scurs lin ca o succesiune de anotimpuri rânduite cu un rost. Totul în univers are o misterioasă orientare către revelația Creatorului. Nimic nu-i lipsit de logos și finalitate. Copacii fructiferi au ca țintă primordială producerea de roade. Mările și oceanele găzduiesc nu doar puzderie de pești, ci permit transportul pe vase plutitoare a unor oameni și mărfuri, a unor destine. Dragi prieteni, Traian Dorz știa de existența acestui logos suveran, care dă sens vieții și care ne ajută să asimilăm micile accidente unui tâlc mult mai profund. Cunoașterea lumii create și a sensului istoriei e mereu incompletă. Doar prin revelația cuvântului întrupat se descoperă oamenilor curați cu inima și lucrători ai darurilor minții sensul deplin al lucrurilor, care păreau înainte de neînțeles. Traian Dorz a dezvăluit, prin contemplațiile sale, minunea nașterii, frumusețea propovăduirii, taina morții și miracolul învierii lui Iisus Hristos. Verbul său n-a încântat doar auditoriul, ci a vindecat suflete rătăcite, suflete rănite. Secole la rândul ne vom aminti de fratele Traian, un bihorean cu nume de împărat roman, care însă s-a închinat regelui regilor, lui Mesia, Domn și Dumnezeu, stăpân al lumii, Pantocrator și blând păstor.